Din start, noi, Concertino, ne-am propus să facem muzică clasică, pentru că este o muzică de bază la toate stilurile. La ce ar trebui să se aștepte un spectator când vine la un concert Concertino? Cred că la un amalgam de stiluri, fiindcă băieții au cuprins multe genuri muzicale. Doi, la o expunere serioasă a multor talente care se adună într-un singur sunet. Ei sunt bravo. Îmi pare bine că îi cunosc și că putem colabora. În spatele programelor Concertino stau băieții din Concertino, cei care fac parte din acest minunat proiect, minunată formație. Se mai schimbă lumea, dar muzica a fost mereu în acest colectiv, pe primul plan, și de la muzică dansează tot restul. Ideile sau motorul ideilor este Eugen, care vine cu bobul ăsta de idee și care este poate dezvoltat cu părerile la toți membrii, fiecare implicându-se în posibilitățile creative pe care le deține. Как мне кажется, в любом случае это командная игра. Да, в любом случае, да, в любой команде, да, есть капитан, да, есть тренер, есть, не знаю, там, медик и так далее, и так далее. То есть есть много разных функций в любой команде. Вот. И, в принципе, Концертино в любом случае это командная игра, как ни крути, у которой, правда, опять-таки, есть свой капитан, есть там свой, не знаю, бухгалтер, есть свой там массажист и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но, в принципе, решения все, конечно же, всегда обсуждаются и выносятся, да, да, я про демократию говорю в Концертино. У нас абсолютно демократическая вообще, как бы. Как в Америке. Да, да, конечно, конечно, обязательно. Вот. Dacă am avea un festival marca Concertino, cred că am revenit la frumoasele colaborări pe care le-am mai avut. Cu siguranță vor fi acordeoniști invitați. Noi, dacă vom reuși acest festival, ne-am dorit să facem și un record, cred că, al Moldovei la participanți și poate vom face o orchestră împreună. Nu știu, sunt mai multe planuri, acum nu pot să vă zic, dar idei, idei, idei.